Padova, o leagănă al artei, salveție! M-am hotărât în fine să-mi văd de datorie. Voi da deoparte lenea, iar ținta mea va sta în paginile cărții și în grija de a învăța. Știu, Traniu, ce trebuie să facem. Bietul tata, văzând că-mi pierd tot timpul degeaba, era gata să mă dezmoștenească. Simt remușcarea în piept și vreau acum prin muncă greșeala să-mi îndrept. Stăpânea, hotărârea desăvârșită îmi pare și-o împărtășesc în totul. Dar ca să ajungi în stare să te dezbari de rele, crezi oare că va fi nevoie să te lepezi de amor, de poezii? Lucrează cât îți place, dar tot din când în când mai dă deoparte lucrul, lăsând să intre în rând plăcerile. Nu știu cine vine, noi să ne dăm deoparte. Ar face mult mai bine să mă lăsați în pace. Nu, domnilor, nu orice mi-ați spune degeaba. Știți că dorința mie e ca să-mi mărit din fete în tip pe cea mai mare. Așa mi-e hotărârea și așa fac. Prin urmare, nu-mi cere să Bianca decât atunci când s-o mărita cealaltă. Ei, dacă aveți de gând să o luați pe Catarina aici de față, gata, sunt s-o mărit cu unul din doi, dacă vrea fata. Întâi ar fi nevoie să o mai domesticești. Ia fugi de acolo, tată! Ce umbli să-mi cerșești bărbați? Mă arunci cu sila pe capul lor? Ei, dragă, bărbatul ce-ți tot cauți cu greu să-l atragă chiar aurul din zestre. Păstrează-ți povața de înțelept. Pe inima mea nimeni nu va avea vreun drept. Ar fi un prost acela ce-ar crede nebunește că îl iubesc. Și dacă mi-ar scrie că mă iubește, doar dintr-o întorsătură de mână, știi cum să-l satur. Uite, frate, ce fete avem acum. Stăpâne, o să petrecem bine. Staci, să ascultăm la ei. Dar dacă surioara cu aerele i-ar da în culo atâta modestie. Tăcerea e dovadă de nevinovăție. Ia uită-te și spune-mi, nu e frumoasă? Să ascultăm, să ascultăm, stăpâne. Adio, deci, domnilor. Iar tu, Bianca, du-te acasă și nu sta întristată, căci știi cât țin la tine. Fiindcă-i și rată și face pe smerita, pe blânda. Catarina, rea. Tot rea ești? Nu-i de ajuns mâhnirea ce-mi tot pricinuiești? Bianca, te ascult, tată. Am plecat. Oricum, simți că ți-e milă când printr-o hotărâre astfel faci o copilă să plângă. Mie îmi pare nedrept. Ce fel? Să stea să aștepte. Cine știe cât timp? Să îndure ea pedeapsa pentru alta? Degeaba, orice ați face, nu-mi ies din arebele. Mărit pe cine îmi place. Deci luați-vă nădejdea. Și ca să o înveselesc, tot ce-o dori Bianca, am să-i îndeplinesc. Știți ce plăcere îi face cititul, poezia și muzica? De aceea cred că melancolia îi va pieri cu încetul, cerând să-i fac pe plac și căutând ca astfel mâhnirea să-i împac. Vreau maestrii să o învețe tot ce ales și bine. Deci știți cumva vreunul, trimiteți-l la mine. Deschisă-i va fi casa, căci vreau ca pas cu pas, precum v-am spus, să o mângâi. Da, acum eu vă las. Mă duc după Bianca. Tu, dragă Catarina, poți să rămâi. Vezi bine. Stai, pleacă, du-te, vino. Ba sunt nesuferită, ba proastă, ba sunt rea. Fă una, fă-i l-altă. Apoi e prea, prea. Când mi-a bate mie să plec, tot plec. Ce pleacă, smintit-o. Că pe tine nici dracul nu te împacă. Mă mir că ai stat și atâta. Tu, Gremio, ce zici? Eu zic că mai înainte de a căuta pe aici bărbat pentru cea mare, ar fi mai bine, poate, să aducem celelalte un profesor. Cu toate că mai ușor se împacă cu câteva păpuși. Eu mă gândesc ce-aș face să o scap. Căci nu văzuși că tasosilește să îmbătrânească fată? Să caut Catarinei vreunul care îndată s-o ceară de nevastă. Hortensiu, pe ea s-o ceară de nevastă. Crezi că nu se găsește niciun bărbat să o ia? Să stea cu ea în casă. Ca tot să-i se ție de cap, ar trebui să fie nebun cel care ar lua. Așa e, după noi, ca o căsătorie să ție între doi, îi trebuie blândeți. Sunt însă unii care își pun toată nădejdea să ia o zestre mare. Lor prea puțin le pasă de rest, când pot găsi cu ce să îndrepte răul din tinerețe și atât de le ia ochii, încât în fața ei nu văd câte cusururi stă în zestrea unei femei. Pe bine, asta înseamnă amor de mântuială. Decât să aduc în casă nevastă de învoială, mai bine mă spun. Și să nu crezi că-ți mint. Bărbați de felul ăsta sunt mulți și multă argint îți trebuie să-i cumperi. Deci măritând îndată pe cea din tâi, Bianca va fi atunci scăpată. De acum încolo
suntem ca doi prieteni, dar pe dată ce bărbatul îi vom găsi, noi iar vom fi dușmani de moarte și vom începe iar războiul. Vai de acela ce trebuie să piară, ferice din potrivă de cel învingător. Bianca îi va întoarce amor pentru amor. Nu zic să facem altfel, Hortensiu, dar bine tot îți mai vine a crede că e pe lume cine să o ia pe Catarina. Ei, asta e! Cum o iubești așa, deodată? Deci știu eu cum. Până adineaur, poate că n-aș fi crezut. Nu mai mi-aduc aminte cândva să fi văzut-o atâta de frumoasă. Și în vreme ce ședeam colea privind, iubirea de care eu râdeam, simțeam cum dogorește în inima mea prinsă. Nu știu unde mi-e capul. Mândria mea e învinsă și nu mă urmărește decât un singur gând. Da, Traniu, un singur. Să pot cât mai curând ajunge la Bianca ca să o privesc. Ai, nu face pe neîncrezătorul. Și în loc să nu-mi dai pace spunându-mi că pornirea ce acum m-a înflăcărat e o copilărie, mai bine dă-mi un sfat. Stăpâne, văd eu bine că orice dojenire e de prisos. Amorul când scoate un om din fire, nu scap de el cum scapă bolnavul de o măsea. Îți mulțumesc, povața ce-mi dai tu nu e rea. Ia zi înainte, spune-mi ce crezi. Văzut ai bine? Te-ai uitat lung de aproape când au trecut? Pe cine să văd? Pe amândouă. Da, da, părul ei frumos și chipul ca zăpada și ochii care în jos priveau voind să ascundă lor naivitate. Dar n-ai văzut cealaltă cu câtă răutate tot căuta să o înțepe? Da, Traniu, vedeam a sale buze de-abia mișcând. Gândeam că aud cum o sirenă suspină înamorată, iar dulcea-i respirare și acum văzduh în pat. Ia uite lumea bună cum șade de plouat pentru o femeie și apoi mai zice că e bărbat, sărace. Uitasem ce mi-ai cerut. Stăpâne, să ne apucăm de lucru, căci ceea ce rămâne pe a doua zi se uită. Văzuși cum tatăl ei nu vrea nimic să audă cât timp vreun din cei ce aleargă după zestre nu va veni să ceară ca sos pe cea mai mare dintre ele? Așadar, noi mâna pe Bianca nu punem până atunci. Crezi tu că sunt în stare să ascult orice porunci mi-ar da ceilalți și veșnic să aștept în îndoială? Da, știu eu că n-ai răbdare și vrei pe porunceală să ți se facă toate. Dar uite, plănui ceva prin care gândul nostru se va împlini. Ce plan? Bianca cere un profesor să o înveți. Da. Să o faci pe profesorul. La astfel de povețe, deși te știu de felul șiret, nu mă așteptam. Nu-i proastă născocire. Un singur lucru am să întreb, căci nu-mi dau seama cam ce fel o să iasă. Pe cine pun în locul? Cât despre asta lasă. Aici nu ne cunoaște mai nimeni, doi sau trei din vecini. Și de-aia, stăpâne, dacă vrei, eu pot să trec în locul și mie nici că-mi pasă. Cu mutra mea de conte și o haină mai frumoasă, toți mă vor lua drept nobil. Nu-i vorbă de mult vroiam să stau și eu la masă cu oamenii de neam. Bine, și eu mă dau drept cine? Te dai drept? Un cutare din Pisa, din Florența, de orice unde îți pare mai nemerit. Și acum să începem! Tu rămâi cu hainele astea? Scoateți mantaua mai întâi și dă-mi-o. Da. Bine, uite-o. Ca planul meu să fie desăvârșit, se cade să am și o pălărie la fel cu asta. Ei, spune drept, nu semăna gentilop! Bata! Tocmai să ai grijă acum să spui tot planul și lui Bion. Uite-l! A și venit sărmanul când mi-o vedea mantaua pleznește de necaz. Hai de Biondelo, vino mai repede. Dar ce ai azi de umbli așa alegre? Dar ce-i asta, frate? Stăpânul meu se ascunde sub haine împrumutate de la o slugă? Așa e că sunt nobili. Ei, fii, dar drept să spui, cu toată pălăria tot prost rămâi, băiete. Hai, lăsați deoparte gluma. Aici stau două fete, Biondelo. Adineauri, un plan noi am făcut. Ce plan? Ți-l spunem însă, vezi, să nu fii limbut. El ți-e de acum stăpânul. El? Traniu? Și ascultă tot ce vrea el. De tine! Haide, fără vorbă multă și nu fi prea obraz. Hai să-i povestești pe drum ce-am hotărât. Hai să mergem! Să mergem! Vezi? Unde? Ai casa! Hei! Nu face gură!
Mai bine dă! Să dau? Cine să dau? Ascultă, secătură, dă când îți spun odată. Dă, nu te juca! Cum, eu să-mi bat stăpânul? Ce, crezi că sunt așa de prost? N-am chef pe urmă să-mi tăbăcești spinarea, nu? Fă ce-ți spun eu! Nu, stăpâne, cum o să... Cum încăpățânarea știi tu că nu faci treabă? Ia vin aici! Ajutor! Ajutor, săriți! Mi-a nebunit stăpânul! Ce este? Ce voiți? Nu sunteți brave! Petruchio! Hey. Chiar el! Îl urecheam pe Grumio în lipsă de nuiele. Cum, domnule? Mă cheamă și-mi poruncește. Da, când îți spun odată. Eu, care știu cum stă tot gata să mă înhațe, n-am vrut să dau. Cum se cade ca să-mi bat eu stăpânul și mai ales pe strade? Dar altă dată lasă, știu eu cum să mă port. Am să-i crepesc la palme, de-o să rămână mort. Pe semne te mănâncă și ai alte urechiușe. I-am poruncit să bate colo în ușă și n-a vrut să mă asculte deloc. Păi așa. Nu, mi-a zis, dă secătură, dar dă, nu te juca. N-a fost nici pămâneală de ușă. Taci din gură și nu mai fi la toate limbut peste măsură, că dacă nu, pe ori, știi tu. Dar tu, ce cați pe aici? Ce caut. Caut ca toți ce ne însurați. Puțină zestre, dragă Hortensio, și de-aia pornesc acum în lume să-mi potolesc văpaia dorințelor aprinse. Sunt tânăr, sunt voinic, fac tot ce vreau. Sunt singur, n-am grijă de nimic. Încurcătura e numai că aș vrea ceva parale. Averea am destulă, dar socotesc cu cale că dacă aș lua și zestre, nu strică. Ce zici? Nu știi tu pentru mine vreo fată pe aici? Ba știu. Atâta numai că zestrea niciodată nu o să-și o dea pe mână decât luând pe fată. Și fata, un ceas numai dacă vei sta cu ea, o să-ți cam taie cheful. Vă să zic așa, Hortensiu? E aici o fată care are destul de mare zestre ca să fiu eu în stare să o iau? Cu atât mai bine. Și m-am și hotărât, rămân aici. Nu-mi spune ce păr, ce ochi, ce gât. Nu-ți fie frică. Fata e tânără, frumoasă și dacă ea cam slabă, în schimb, e zestrea grasă, așa. Dar vorba e că are cusururi. Ce cusur? E rea. De zici ce-i asta? O lume împrejur o știe și când țipă la tine, eu unul mă cutremur. Părea tremur și tu lesne. Oricât ar fi de rea, bărbatul își dezvață nevasta dacă vrea. Dar tatălie, ia să mă ce e tatălie. Bărbat de seamă, toți nobile îl respectă aici. Și cum îl cheamă? Vittorio Minola. Vittorio, îl știu de mult, de la Verona. Acum ca să-ți fiu dator o mulțumire, să-mi spui și unde șade. Colo în față. Așa, bine, mă duc. Cred că se cade să-mi faci și mie un bine. Ce vrei? Să zici că sunt un muzicant din Roma și-s profesor de cânt. Cu chipul acesta, poate că și-ți puti pătrunde aproape de Bianca, pe care nu știu unde și cum să o văd mai lesne. Dar el nu știe nimic? Stăpâne, stăpâne! S-ar putea să fie vrășmașul meu. Da, el e. Tac. Noroc, Gremio, drag! Hortensio, te-am prins cum îți ansaca, amice, te dai lenii. Eu mi-am văzut de treabă și i-am găsit maestrul. Aș vrea cât mai degrabă să-l duc pentru Bianca. Și eu m-am înțeles cu un muzicant să vie să o învețe, mai ales că muzica e partea ce-i place. N-avea teamă niciunul la silința mai jos. Cam bag de seamă, dar nu știu o minune. Nu? Care? Am găsit bărbat pentru cea mare. Ei, aș! Și-a venit să o ceară de soție? Ba ce-l-o chiar îndată? El zestre avea. Încolo a zis cu ea pe fată, oricum ar fi. El știe cât e de rea? I-am spus că de îndrăcită ce e, în lume zvon s-a dus, că până azi nimeni nu poate înfru soție, că nu-i de trai cu dânsa, dar el nu vrea să știe. Într-adevăr, am spus că e cam cu nărav. Eu însă am un mijloc ca să-l tai. Ori e bolnav, ori caută pe naiba. Crezi, dar, că o să primească? Firește, trag nădejde să o fac să mă iubească sau cel puțin să fie a mea. Ce? Nu cumva gândiți că voi ajunge să tremur eu de ea? Am înfruntat pe mare furtuni de greoaie. Am auzit cum lei răcnesc, cum în războaie înzângănit de săbii trompetele sunau, cum strigă de dușmane prin aer răsunau. Nu știu câte rânduri cu moartea inamică m-am întâlnit în față și vreți să-mi fie frică de o gură de femeie? De cine mă las? De un copil pe care puteți să-l speriați cu zmei de prin basme?
Am nimerit-o bine, Hortensio, cu el. Și mie parcă-mi vine să-l sprijin la nevoie. Și eu îl pot sluji. Dar ce zici tu? Izbutește? Ei, vezi, aici, aici. Na, una ca să fii minte. Cui crezi că-i faci rușine? Tot ție. Eu sunt bună și tu-ți bați joc de mine. Te grozăvești fiindcă vezi că nu-ți zic nimic. Ce ți-am făcut eu? Ce? Care mi-e vina de-ți ridic tot sângele mânie? Știi tu? Ba nici nu-mi trece prin gând. Faci pe șirea ta, fățarnico. Pot 10 să înșel, dar nu pe mine. Ce crezi că nu ghicesc la ce visezi? Ia spune. Nu spui? Îți poruncesc. La nimeni, ți se pare? Taci! Ești o mincinoasă. Hortensio, ți-e visul? Degeaba ești geloasă. Și ca să-ți dau dovadă, voi merge dacă vrei să mijlocesc eu însă-mi ca de bărbat să-l iei. Se vede că vrei pe altul, mai cu avere, poate pe Gremio. Ascultă, tu sau ne crezi pe toate cu gărgăuni ca tine sau că glumești? Așa? Atunci ca să am dreptul la gărgăuni, mai ia! Cum iar o bați? Nebuno, te-a apucat turbarea! Vezi că apoi la urmă îmi pierd și eu răbdarea. Treci dincolo, Bianca. Da, și ca să nu-i mai dai niciun prilej de ceartă, silește-te să stai fără să zici o vorbă. Da. Dar ce-o-i fi având într-una cu soră ta mai mică de o bați întotdeauna? Nu-ți face tot pe voie? S-a zis ea vreun cuvânt ca să te necăjească? Tocmai de aceea sunt așa furioasă. O bat și tot nu zice nimic. Puțin îi pasă, dar are să mai pice ea în mână. O amenințe acum înaintea mea? Prea ești de tot. Bianca, Bianca, treci în odaia ta. Firește! Întotdeauna eu sunt nesuferită. Pe când ei înger, sfântă, comoară, se mărită sau o să se mărinte înaintea mea. Și eu te voi rămâne fată mai petenții încă să-ți port recunoștință? De unde? Ea mănâncă și liniștea și dreptul și tot ei suflet bun. Nu e nimic. Așteaptă. Știu eu să mă răzbun. N-aș fi crezut că tocmai acum la bătrânețe să mă mâhnesc atâta, fiindcă îi dau povețe. Vecine, bună ziua! Gremio! Și domnul? Iertați-mă că intru necunoscut, dar eu am numai două vorbe. Mă rog. Aveți o fată numită Catarina. Da, am. O lume toată mi-a spus cât e de bună și de frumoasă. Îmi veți ghici dorința, deci, domnul meu, pe dată că vă voi spune față de toți, că altă fată, suflet mai bun, timidă și blândă, nu găsesc ca fata dumneavoastră de care toți vorbesc. Orașul întreg atâta o laudă că mie mi-a răsărit deodată dorința cea mai vie să o văd dacă se poate. Dar știu eu de... Nu cumva vă supăr prin aceasta? O, nu, dar e altceva. Îmi pare rău că trebuie să spun la toți, dar este o pricină din care să stai cu ea e peste putință. Sunt eu, poate. Oh, dar cum vă închipuiți? Și mai întâi de toate, vă rog, cum vă numiți? Eu parcă v-aș cunoaște, dar nu mi-aduc aminte. Bătrânul meu, părinte Antonio, înainte de... Antonio! Bine, dar îl știu, îl știu, l-am întâlnit odată la Verona. Fii deci binevenit. Și dumitale zice? Petruchio. Sunt gata să-ți dau pe Catarina. Și dacă îți place fata, ai voie de azi încolo, oricând la noi să vii ca să-i câștigi iubirea. Dar trebuie să fii îndemânatec. Da. Altfel, e cam înțepată. Știu eu. Să n-aveți grijă. Eu n-am fost niciodată stângaci în lucrul de-astea. Da, da. Dar știi cât e de rea? Mai bine și-ar lua câmpii. Atât de mult aș vrea să-i placă, încât aflându-i dorința neînfrântă ce are pentru artă și muzică, pe dată ce am auzit eu însumi nevrând să mă aștept, am căutat și iată-i un profesor. Da, ce-i drept, acum n-aveam niciunul, căci ea cam a nevoie îi ascultă. Oh, acesta cred că va fi pe voie. E muzicant din Roma. Și foarte priceput. Petruchiu, fă bine, fii mai puțin limbat. Așa, mai am încă trei vorbe. Nu prea spui multe, ai să găsești pe urmă destul timp să te asculte. Mai dăm și mie rândul. Vecine, spre avea o probă prețioasă de amiciția mea, ți-nfățișez un tânăr
tot, profesor. Îmi pare bine. Dar dumneata, aș vrea de nu găsești ciudată asta întrebarea mea. Aș vrea să știu ce veste te aduce așa deodată la mine. Dimpotrivă, purtarea mea e ciudată, dar mor după Bianca. Știu că e hotărât ca nimeni să nu fie bărbatul ei decât când va voi norocul ca sora cea mai mare să se căpătuiască. Dator sunt, prin urmare, să aștept. Dar până atunci aș vrea să-i dăruiesc această carte scrisă de mine. Oh, 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 mulțumesc. Și domnul se numește? Lucențio. Îmi pare bine că tatăl dumitale e nobilul pe care îl laudă Florența toată. Sunt foarte măgulit. Un ginere ca asta de mult aș fi dorit. Fii bun și ia-ți chitara și dumneata ia cartea. Copilele amândouă eu cred că sunt în partea aceea. Ei, Giordano! Stăpâne! Să-i dau porungă lui Giordano. Giordano, condu pe domne alături să spui că sunt trimiși de mine ca profesor să facă tot ce le-or spune. Prea bine, stăpâne. Iar noi, ca să ne treacă din vreme, înainte de masă, am putea să facem o plimbare jos în grădina mea. Îmi pare rău din suflet, dar nu pot, căci dorința ce m-a adus îmi este mai tare ca voința. Și pentru a ne înțelege, aș vrea să știu întâi de voi putea la toate să dau de căpătâi. Da, zici da. Că pe-al meu părinte l-ai cunoscut și în mine un ginere pe placuți găsit ai. Foarte bine. Dar zestrea? Nu vorbim. Da. Drept zestre, dăruiesc 60.000 de livre. 60.000? Primesc. Da. Dar banii nu ții număr decât la cununie? Nici vorba, se înțelege. Firească ei mândrie, voi știu cum să înlătur. Crezi că mă spăimânt ca orice băiețandru? Nu mă cunoști. Când sunt în furii, crăp pământul. O întreagă împărăție n-ar ține piept cu mine. Haide-mă. Ce-o fi să fie. Norocul să-ți ajute, căci aș dori și eu să se sfârșească bine. Cu toate acestea, deși te arăți în stare să o învingi de, știu eu, poate să nu se prea supui. Răbdării mele, toate voințele se închină. Orice zic eu, e zis. Aștept acum să vie, să o văd. Dar n-ai trimis o cheme. Dar ce este? Ce s-a întâmplat? Ce este? Ia, chitara spartă. Fata mea de vină. Ce fată? E diavol. Mi-a spart capul. De-avea putui să-i scap din gheare. Dar cum se poate? S-a dat cu asta în cap? Da, domnule. Cercasem să-i spun. Cânți fals, nu-i bine. Minci, nu când fals, răspunse răstindu-se la mine. Eu care vreau să-mi duplec, să înceapă, iar i-am spus, tot nu e bine când te rog cu un ton mai sus. Ce-ai zis? Strigă încruntată. Vrei să-mi arăți? Așteaptă, să-ți arăt eu atunci. Lua în mână dreaptă chitara, într-o clipă o chin cu o trosă dea și până să bag de seamă, m-a și pocnit. Te cred? Da, 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 ce pocnală, ce mai curată bătaie. M-a dat în brânci și în palme afară din odată. Ce, nu i-ai zis nimica? Ha? Și asta mi-a plăcut. Dacă ai fi fost în locul, mă rog, ce ai fi făcut? Știu eu. Să stau acolo, să mai cruiască vreun. Ia ascultă, frate, ce-i fi râzând într-una? Cum să nu râd? Bancă, cu cât stau și te ascult, cu atât pe Catarina și încă o iubesc mai mult. Halal de așa femeie. Aș vrea să o văd mai iute. Eu am să-i zic vreo două ca să mă țină minte. Sute de pozne de asta îmi face. Să ierți că te las singur. Sau vrei să mergi cu mine să o vezi pe Catarina? Nu. Ar fi mai bine să o văd aici. Și lasă că știu eu să-i țin piept. Atunci te rog, așteaptă să-ți o trimit. Aștept. Și ca să o iau cu zorul, cum mi-o vedea nevasta, am să încep o curte să zică ce e asta. Dacă-i vedea că strigă, îi spun că de când sunt, n-am auzit la nimeni melodios cuvânt ca blândere-i vorbe. Dacă o sări la mine strâmbându-se, voi zice că florile încăpline de roa dimineții s-ar ofili, văzând ce chip de înger are. Sau dacă o vrea tăcând răbdarea să mă încerce, îi voi aduce aminte că glasul care tace e glas de om cu minte. Mi-o zice, ieși afară, îi vor răspunde, da, îți mulțumesc din suflet și află că voi sta aici numai o lună, așa încât zăbava să nu te necăjească. O face pe grozava și nu vrea să primească bărbatul ei să fiu, îi voi răspunde, bine, te iau, fiindcă știu că ești cea mai frumoasă și bună dintre fete. Ce aud? Ia, pe lucru și să te văd, băiete.
Titico! Bună ziua! Căci dacă nu mă înșel, așa te cheamă. Poate că ești cam surd sau cel care ți-a spus-o era smintit. Pe mine mă cheamă Catarina. Minți, dragă! Minți! Eu știu bine că toți îți zic Titica. Ha! Atâta! Nici mai mult, nici mai puțin. Îmi pare cam rău că nu te ascult, dar știu că așa te cheamă și așa zic de azi înainte. Ba unii pun pe lângă Titica și cuvinte pe care greu îți vine să le repeți cuiva. Dăm însă, te rog voi, să spun vreo câteva. Nebună, îndrăcită, rea, încăpățânată și încă multe de astea pe care niciodată nu le-am crezut ca unul și-aș fi jurat că ești divinitate ascunsă sub forme femeiești. Nu le-am crezut? Nu, dragă Titico. Creatură, din spumă ești ieșită, poetică făptură. Mult are să mai țină acest cânte copiat? Da, mult și pretutindem că sunt înamorat și inima mea bate cu atâta înflăcărare că simt că se sfâșie. Ba, mi se pare că dumneata va scâmpi. Mai taci odată. Nu! Iubiții, niciodată nu tac. Eu cânt, iar tu, Titica mea iubită, tu singură pe lume asculți a mea cântare și lași să-ți zic pe nume. Cine te-a dus pe cale? Încă? Mă iubești, ai zis? Mai spune-mi încă o dată, să văd că nu-i vis. Cam bolnav se vede, de ce nu te îngrijești? Aștept să-mi fii soție, să mă tămăduiești. Iar începi, dă-mi drumul. Hai, să ies. Așa de iute, zadarnice să-mi fie speranțele începute. Nu se poate, avem să mai vorbim. Dă-mi drumul. Așteaptă. Nu vrei? Atunci poți. Dacă îți place astfel de dragoste. Prea bine, ți-o dau cu dobândă. Și o să vedem noi cine învinge. Nu, nu. Deocamdată îți cer, precum ți-am spus, ca inima ta, care deodată m-a supus, să asculte a mea dorință, că ești încântătoare. Mai mult, ești a mea viață și n-am simțit sub soare mai multă fericire ca în dulcele minut când pentru întâia dată, Titico, te-am văzut. Auzi zicând pe unii că ești răutăcioasă, că nu te împacă nimeni. Ha, ce lume mincinoasă, seninați frunte, albă, pe care ca pe un cer de primăvară, norii, ca prin minune pier, frumoșiți ochi în care iubirea așa descrisă și buza ce surâde cu gura întredeschisă, mi-arată două șiruri de alb mărgăritar. N-aș crede să mă știe la inimii altar. Placi oricui te întâlnește? În toate te arăți bine. Ești tânără, frumoasă și veselă. Oprești prin al tău farmec chiar trecători în drum. Când spui ceva, nu semeni cu fetele de acum ce îndrugă vorbe late, fără nimic a spune. În fiecare faptă se vede înțelepciune și cine a stat de vorbă o oră, cum am stat, ar ști că n-ai nici umbră de aer îngânfat. Pe urmă, gura lumii mai zice că ești chioapă. Eu? Dar azi de calomnie, rar omul care scapă. Bârfelele dușmane hrănite cu minciunile mai ascultă numai cei proști sau cei nebuni. Auzi? Titica șchioapă! Titica mea, sculptată! Ce statuie cu viață pe șoldură legănată! Ea, care mai vioaie ca un lăstun în zbor și se mlădie tocmai ca floarea la izvor. Oh, ce mincinoși! Ia umblă! Umblă! Să umblu pe poruncă? De ce sunt eu? Păpușa pe care o aruncă oricine cum îi place? Umblă! Așa, eu văd că umbli. Nu te arăta mai astfel decât te-aș socoti. Femeia întotdeauna e aceeași. Când ți-o spune nu merg, să știi că mergem. În stare un cărbune se strige că e alb și când ți-o zice nu, ea tocmai da gândește. De aceea sper că tu... Tu? Tu... Nu pot să te sufăr. Zici nu pot, prin urmare? Ce îndrăzneți. Titico, nu zice vorbe mare. Amorul multe poate și dacă s-a legat de inimile noastre, e că l-ai fermecat. Nu. Tu mă iubești din suflet, așa e? Niciodată. Ce dragă mi-ești, ce bună și ce cuminte, fată. La glasul meu răspuns ai nu, niciodată. Deci sunt sigur că de acum mă vei iubi pe veci. Am și făgăduia la bătrânului părinte că își dorește atâta de fierbinte de întâia dintre fete să-l scape mai curând, așa că-ți voi fi ție bărbat chiar vrând nevrând. Am hotărât și zestrea. Și după zestre vine și cununia. Cununia. Dragă Titico, fără tine la ce-mi e bună viața, căci astăzi pe pământ n-ai fi tu, lumina s-ar stinge. Și când eu sunt născut doar pentru tine, ar fi nelegiuire să te măriți cu altul, ar fi o învinuire nedemnă de iertare, un jurământ călcat, mai prindere mușcare decât orice păcat. Iară. Privește, dar, hai, hai, dă-mi mâna. Iară. Hai, dă-mi, nu vrei? Nu vrei? E dar nevoie să te îmblânzesc?
Prea bine, nu-i lucru la nevoie și fiind credințată că am să mă port așa, încât peste vreo lună cel mult să faci ce-i vrea. Zici că nu ești păpușe? Vei fi! Sfârșește-o, tata! Nu te răsfi la mine! Ce-ai zis? Am zis! Aha! Iată-l și tatăl dumitare. Fă tot ce vei putea, de-ți stăpânește gura. Dar când te va întreba dacă primești, primește. Căci vreau să-mi fii soție și eu când vreau un lucru, așa trebuie să fie. Merge? Ce-ați vorbit? De toate! Și am plăcere să spun că am izbutit. Ai izbutit? Bravo! Bravo! Dar fata mea ce zice? Ce zice? Vrea să știe ce caută pe aici zdomcan într-o parte. Iar că despre iubit nu numai că-s departe, dar nici nu m-am gândit. Asemenea cuvinte te rog să nu te mire. Să spun eu cum stă treaba. Credeți că e rea din fire, că pentru orice lucru se necăjește foc, că țipă, că trântește? Nu e așa deloc. E ca o mielușică, timidă, liniștită și tremură de frică. Aflând că se mărită, se rea de bucurie pe aici, de fi gândit că nu e Catarina, e alta. În sfârșit, atât de bine unul cu altul ne înțelegem și atât de mult ne placem, încât am vrea să alegem o zi. Nu ascultă să... Așteaptă să spun eu, căci mă tem, cum ești de rușinoasă, să nu te încurci. Noi vrem... În urma hotărârii pe care fiecare am socotit-o bună, ca joia viitoare să facem nuntă. Nuntă? Eu? Joi? Ți-am spus eu joi? Crezi că am putea vreodată trăi noi amândoi? Mai bine să te spânzuri. Ai auzit ce spune? Pe cât îmi pare mie, nu prea sunt semne bune. Altele o dai degeaba. Răbdare și-ți vedea că am izbutit femeia, oricât ar fi de rea, când știi să-i ții strâns frâul, pe date se îmblânzește. O astfel de schimbare, spun drept, mă cam uimește. E prea neașteptată. Acum bun rămas. Iar tu, Titico, dragă, înainte să te lasă, dă mâna. Adio! Gătiți nunta. Eu plec chiar astă seară și joi de dimineață mă voi întoarce iară cu darul și cu gânduri aprinse de amorez. Adio! Vremea-i scumpă! Nu vreau să întârziez! O nuntă hotărâtă în 5 minute! Cine s-ar fi gândit vreodată? Lăsați, lăsați! E mult mai bine că s-a făcut în grabă, căci amânând cumva mi-e teamă ca nevoie m-aș fi scăpat de ea. Așa e, dar Bianca, știi ce ai vorbit cu mine? Cred că făgăduiala ești hotărâtă să ține și că de acum încolo în fața ei rămân ca orice om cu drepturi de soț. Ha! Prea ești bătrân! Ce? Și-ar fi o nedreptate de nu mi-i da o mie care o iubesc. Sunt tânăr și aștept să o fac soție. Ia uite-te în oglindă, ai mutră de însurat, copiii de așa vârstă sunt buni de urechea. Domnilor, ce înseamnă asemenea cuvinte și pentru ce? Bianca, acum, ca și înainte, nu face niciodată decât așa cum voi. Iar eu, ca bun părinte, aleg din amândoi pe acel care îi aduce în schimb venit mai mare. Ia să vedem ce ziceți. Spuneți-mi fiecare cam cât aveți. Eu, gremiu, te pot încredința că în cele 3 palate zidite pentru ea, de mult, de când mi-e gândul să-mi fac din ea soție, am strâns cristaluri, vase, oglinzi, argintărie, podoabe, juvaeluri, tot, tot ce putui găsi mai rar și mai de artă. În fiecare zi privesc odaia în care o voi vedea culcată. Așez, mut câte una, schimb, mai așez odată, le mut din nou și totuși tot nu sunt mulțumit. Aș vrea mai scump, mai mare și mai desăvârșit. Doar talere și cupe de aur stau pe masă, în lăzi de fildeș, puse găteala de mireasă, covoare, perini, pânze cu cusături de fir, dulapuri mari sculptate în lemn de trandafir, și mese și perdele și stofe și mătase și fel de fel de lucruri și pietre prețioase. Tot ce am strâns acolo, am strâns gândind la ea. E drept că sunt cam vârstnic, dar după moartea mea pe bani și pe palate va fi moștenitoare. De-o știi să-mi facă zile senine și ușoare și o vrea să fie numai a mea. Dar știi că îmi place, zici numai, parcă ai pune condiții. Ia mai taci. Don Tranio, e rândul dumitare să spun. Eu, după moarte, îi las ca moștenire prea jalnicei consoarte 5 falnice palate, castelul meu clădit din marmură și aur, atât pe an venit, pământuri cu pășune, o vale semănată cu arbori, o pădure și 6 turme. Iată ce-i las dacă primește să-mi fie bucuros soție. Don Gremio, se pare că te-am lăsat pe jos. Se cam îngroașe gluma, să dea cine mai poate, eu nu mai dau nimic. Cum?
Cum? Nu mai dai? Taci, frate! Da, v-am ascultat și iată ce s-o cotesc cu cale și cum e bine. Don Dranio, dacă vrea tatăl dumitare ce stăpânește șaza averea să ți-o dea, să faci ce vrei, ești liber să pleci cu fata mea. De nu, de rău îmi pare, dar sunt silit a-ți spune că nu-ți dau pe Bianca. Cum? Nu mi-o dai? Da. Mie? Nu o face pe grozavul. Un om cărunt arată că s-a luptat cu viața și lupta e câștigată. Pe câtă vreme fructul nepârguit nu știi de se va coace mâine sau de se va păli. Eu, joia care vine, mărit pe cea mai mare. Și o săptămână în urmă sunt gata la oricare să o dau pe a mai mică, astfel cum îmi voia la fu. Dacă mi-aduci hârtie, domn Tranio, altfel nu? Vă mulțumesc de cinstea ce mi-arătareți mie cerându-mi pe Bianca. Da, nu pot mărita cu amândoi deodată. Ne mai vedem? Da. Cum ți-a tăcut gurița, domn Tranio? Parcă aveai chef de glume. Văzuși că fu degeaba? Și să nu-mi zici pe nume de vei ajunge în stare să-l poți ademeni. Crezi că o să-ți dea averea înainte de a muri? Oricât ar fi la suflet de bun din calea afară, eu m-aș mira să-ți facă pe voi. Așadar, la revedere, domn Gremio, mă iei peste picior, dar cine o râde în urmă va râde mai ușor. Fiindcă așa de lezne m-am născocit pe mine să-mi născocesc și un tată. Și arătându-i bine ce trebuie să facă, ori izbutesc să-mi dea tot mie pe Bianca, ori dracu să mă ia. Și o să vedeți atunci minune minunată. Orice copil se naște din mamă și din tată. Cu mine o să se întâmple de andoaselea. Și zău de ne-ți vedea un tată născut din fiul său. N-a venit încă Petruchio. Știu eu ce să mai zic. Ar fi putut să-mi scrie, să-mi spui ce-l oprește, dar nu așa. Să facă să-l așteptăm prostește pe când el umbla iurea. S-o fi întâmplat ceva. Ce? Nu cumva ai sipartea. Atât mai trebuia. Eu fapte vreau, nu vorbă multă. O astfel de purtare o să cotesc insultă. Insulta pentru mine e de 10 ori mai grea. Și totuși tac. Văd însă că fericirea mea e ca o jucărie de care nici nu-ți pasă. Catarina. Deoarece, aproape gonindu-mă din casă, m-ai măritat cu Sila. Oh. Îți foarte mulțumesc de nobilul cu care ai vrut să mă însoțesc. Știi bine, Catarina. Da, știu! Cu voie, fără voie, ne dați după oricine și în ziua nunții, nimeni, nici umbră de bărbat. Ba cine știe încă de n-o fi și uitat. Ne-a dat la toți cuvântul că joi se înapoiază. Cuvântul-i pentru mine nimic nu valorează. Dar de ce te plângi atunci și țipi în contra lui? Fiindcă n-am fost încă de râsul nimănui. Și nu vreau să se spună când nici nu sunt eu vina. Ia uită-te! La cine? La biata Catarina. Era să se mărite cu un nebun și acum nebunul a lăsat-o. Eu n-aș pricepe cum Petruchio să-și uite cuvântul dat odată. Deși prin caracterul îi puțin cam rău se arată, a fost întotdeauna cinstit și așezat. L-am piedicat nici vorbă, ceva neașteptat, dar trebuie să vie. De ce n-aveți răbdare? Eu cred că am avut destulă pentru așa purtare. Decât așa, mai bine să nu-l fi cunoscut. Ce om, ce neajunsuri. Nici că aș fi crezut. Vă duc o veste bună. O veste? Da. Care? Vine. Și-am alergat înainte ca să vă dau de știre. Dar cine? Știi cine? Cum îl cheamă? Petruchio. Da, v-am spus eu. Ai dreptate, dar de ce râzi așa? Vezi că... Dar ce vorbește? Păi de... Dar ce spun odată că n-avem timp de glumă? Să spun? Atunci iată. Și-a pus o pălărie cu pere și cu flori. O haină fără nasturi, cârpită în subțior. Și pantalonii parcă sunt mai rupți ca întotdeauna. Dar cizmele... Ce cizme ca mai de lume. Una e cu șireturi, alta răsplântă până jos, ciorapul drept pe față, iar celălalt pe dos.
La brâu s-a încins cu o spadă în formă de frigare. Te-ai socotit văzându-o că e nevoie mare. Și cocoțat pe o gloabă de calneță sălat, se uită înlături mândru ca nu știu ce împărat. Îmbrăcămintea și de moli e mâncată, curelele sunt rupte, o scară e nefrecată, dărlogii jumătate de sfoară, în sfârșit, mărțoaga deșelată, atât a ostenit încât de-abia se mișcă. Caragios! Firește! De ce râd eu cu hohot? Dar cine îl însoțește? Un servitor, aproape tot ca stăpânului. Trebuie să fii mai mulți ori capiu ca să spui pe tine niște haine pestrițe de păpușă. Îmi pare că se aude. Da, 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 e jos la ușă, priviți. Oh, ce gust. Ha, ce îmbrăcăminte. Uitați-vă, uitați-vă la cal. Și tocmai azi, la nuntă, să vină în așa hal. Ce o zice Catarina când și-o vedea bărbatul? Nu vreau cu toate astea să fac pe supăratul, căci pleacă și pe urmă rămânem fără el. Hei! Hei! Lei! Nimeni nu-i acasă! E cam sărit nițel. Nu prea e toată firea. Nu știi cu ce plăcere și câtă nerăbdare! Ei, sunt în întârziere? Aș, nu! Le-ar fi mirare că își trebuie să vă spun că eu uitasem nunta. Noroc că-i drumul bun și caii noștri tineri mergeau destul de bine. Dar nu înțeleg un lucru. Ce vă uitați la mine posomărâți cu ochii aprinși ori speriați? Nu mă așteptați pe mine? Păi dacă mă așteptați, ce lucru, ce minune sau ce anume taine vă închideați pe gura? Mă rog... N-ai alte haine. De ce? Căci înțelegi prea bine că sunt și eu mirat văzând că vii la nuntă cu așa costum ciudat. Într-adevăr, nici nouă nu ne trecea prin minte să vii așa. Ia spune în câteva cuvinte ce te-a făcut. Pricina aveți știu eu mai târziu. Vă voi istorisi eu când voi putea să fiu mai liber. Deocamdată n-am vreme pentru asta. Mă duc la cununie. Dar unde-i mine asta? Credeam că voi găsi o nerăbdătoare în prag sau că îmi va întinde fruntea privindu-mă cu drag și văd că nu e aici. Titico! Vrea să o cheme. Titico! Când te zări, sunt sigur că o sperii. Nu te tem! Văzând că nici în ziua din tâi nu te-ai gândit să-i faci pe plac, îi pierde tot gustul de iubit. Să-ți împrumut o haină, măcar. N-am trebuință. Așa vreau să mă vadă și cu neputință să nu mă placă. Poate, dar tot mai nimerit ar fi să... Nu se poate! Sunt foarte mulțumit cum sunt. În ziua nunții, femeilor le place când stau lângă logodnici. Hai să mă lăsați în pace. Cu haina oricum minomăritați. Voi să-mi pierd atâta vreme cu vorbe lungi când știți că mititica fată mă așteaptă cine știe cu câtă nerăbdare? No. Dulcea mea soție, alerg o sărutare pe frunte-ți să depun. Stai, stai, stai să trimiți o cheme. Ascultă, e nebun. Am început cu încetul să cred că toate cele ce face nu sunt mofturi. Atât sunt semne rele. Mai merge cum mai merge când vezi că e liniștit. Dar gineri într-o parte nu-i lucru de glumit. Și rău e că nu știu cum are să sfârșească. Vă las puțin. Cei care voiesc să mă însoțească să vie, să mă ajute cu un sfat prietenesc, mă duc la Catarina să încerc să o liniștesc. Lucențiu! 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 Lucențiu, acum că suntem singuri stăpâne, putem vorbi de toate. Îți place mult Bianca. Cum, stăpâne, cum însă nu se poate bătrânul să dea fetei un ginere sărac. M-am chipzuit și iată ce trebuie să fac. Cu prea puține piedici și o sumă, nu prea mare, voi căuta să aflu un biet sărman pe care la toți să-l dau drept tată. Cam ce fel de porunci o-i da, văd eu pe urmă. E vreme. Până atunci, primești cum o-i pricepe să pun eu tot la cale? Deși pe cât îmi pare de planurile tale nu prea e lucru mare, te las să faci ce vrei. De când te văd în slujba pe care ți-o detei, sunt mulțumit de tine. Ești repede de gură și știi cu dibăcie să scap de încurcătură. Urmează, deci, du-luntrea, dar... Nu mă răsturna. Un om pornit spre țintă e de ajuns să vrea. Când vrei, un singur lucru îți sprijină greșeala și poate pune piedici. Ei, ce lucru? Stăpâne, îndoiala, încolo toate-s mofturi. Mitraniu, ce-ai tu de gând? Ți-am spus
să caut un tată, să viu cât mai curând cu el și să-l înduplec să puie chesășie că se dorește o sumă de atât, de atât, care să fie mai mare decât o sumă pe care o va voi Vittorio Minola. Crezi că-l vei păcăli așa ușor? Nu-ți place? Bine, fă dumneata mai bine! Stai, stai, trai, nu pleca! Hai, înșală-l cum știi, uite, mă încred în tine. Din câte știu, tot ăsta e cel mai bun mijloc ca să ne ajungem ținta. Mi-a pus mântria în joc. Bianca e a noastră. Am să răstorn o lume și dacă nu mai avea o să nu mai zici pe nume. Tu uiți că mai e încă un profesor de cânt să nu-mi o ia. De aceea cu multă grijă sunt. Femeia dintr-o vorbă și tot se zăpăcește, dar dintr-o serenadă. Tot te întoiești. Firește și nu găsesc alt mijloc prin care să scăpăm de el decât răpirea. Ca să ne culnăm pe sub ascuns. Odată ce nunta se va face, ce-mi pasă? Le dau voie să țipe cât le place. Da, o furte în sor și gata, gata. Gândești că merge așa? Mă mir că n-ai furat-o, atât de mai lipsea. Tocmai târziu încolo, când vom vedea că nu e nădejde ca bătrânul să asculte și să pui credință pe ce spunem, atunci poate da. Știu tot cum stă pe aici și le voi arăta. Vittorio, bătrânul, Hortensio și Retul și Gremio, ce umblă să-și facă loc cu încetul și toți câți nu-i cunoaștem și câți vor mai veni, toți vor fi trași pe sfoară de mine. Dacă ar ști că Tranio când dorește nu poate nici focul să-l ție. Da, acum, tac. Don Gremio, vii de la cununie? Da, și nu vezi ce vesel mă întorc? Adevărat, nici nu băgam de seamă. E vrednic delegat. Cum? Cine? Cine? Petruchio. Cum asta? Atât e de îndărătnic și rău încât nevasta pe care o știți ce poate e fleac pe lângă el. Mai furios! Mai țanțoș! Ce țanțoș! E un fel de diavol, de balaur, de lup care sfâșie, de viperă. În fine, cum e mai rău să fie? Nici ea nu e mai blândă, sunt tocmai potrivit. Când v-ați uitat de aproape la amândoi, gândiți că ea e mielușica. Și ca să judecați că lui cam lipsește o doagă, ascultați. Când l-a întrebat un pastor, primești ca de soție să o iei pe Catarina? Cu o voce de mânie, de-ai fi crezut că toate în jurul lui trosnesc, i-a zis: ce întrebi, prostește? Vezi bine că primesc. De ce am venit aici acasă de hunți pe mine? Ori vrei una din palme să mi-o măsori pe tine. Și după ce sfârșise să înjure furios, când pastorul luă cartea care îi scăpase jos, se repezi nebunul și îi dă un pumn în spate cu așa greoi răsunet și atâta răutate, încât săracul pastor a și căzut lungit. Și nu i-ai zis nimica! Dar ce-am înnebunit? Era destul o vorbă să-mi sară în cap și mie. Da, Catarina? Cu fața stacojie, cu ochii în jos, fricoasă, mai că nu plângea. Nici n-a deschis gurița. Și apoi cine îndrăznea? Nu mai vorbi. Ascultă ce i-a trecut prin minte. Atunci, cu toată pofta, de-aia admira înainte isprăvile de frică să nu mai bată iar pe cineva de acolo, m-am furișat afară. Dar trebuie să vie, căci nunta ajunsese pe la sfârșit. Chiar vine drăguței de mirese, nu că se-i pară bine. Iată-i. Domnii mei, vă mulțumesc din parte, cum și din partea ei. Vă mulțumesc și vouă, prieteni. Niciodată nu voi uita plăcerea ce astăzi mi-a fost dată. Dar, cu părere de rău, vă înștiințăm că nu prânzim acasă. Pentru ce? Plecăm. Mi-închipui că ne așteaptă cu acest prilej un mare ospăț de nuntă. Însă, precum v-am spus, îmi pare din suflet rău că trebuie să plec numai decât... Cine te silește să pleci chiar astă seară? O, grabnică nevoie, așa încât aș vrea să fiu la mine acasă înainte de a nopta. Plecarea nu vă mire, fiindcă fiecare ați face tot ca mine în astă împrejurare. Primiți, deci, încă o dată a mele mulțumiri. Și credeți că în onoarea unei sărbătoriri ca cea de azi, aș face tot ceea ce mi-ați cere, dar mi-e cu neputință. Ar fi o neplăcere de care mai încolo să-mi pară rău, n-aș vrea. Cu altă împrejurare, spuneți-mi și-o-mi vedea. Haide, titico dragă, ciocniți și pentru mine. Haide. Nu vii? M-a scos din fire. Ce om! N-ar fi mai bine să stăm cu toți la masă și în urmă să plecați? V-am spus că nu se poate. Degeaba mă rugați. Te rog eu, pentru mine rămâi. Nu, cu neputință. Rămâi! Nu! Fă-mi plăcerea. Când ai bunăvoință, orice se poate. Hai, rămâi. Decât ai sta să-ți fieți degeaba vremea, mai bine ai asculta. Ei, Grumiu? Da? Ești gata cu caii? Da, stăpâne. Ai dat să pui alte curele noi la frâne? Am dat. Haide-mă atunci.
Eu nu vin. Nici acum, nici mâine, nici poi. Mâine niciodată. Cum? Ai zis că te duci, du-te. Hai, ușa-i de perete. Nu pleci. Hai, pleacă odată. Ori nici prin gând nu strece cam să țin frun voința. Ah, te înspăimânți? Titico, cum se poate? Tu, înger drăgălaș, tu, culmea bunătății, să te mâni pe mine? Se poate. Lasă, tată. Catarina. Rămân aici cu tine. Să mergem, dar la masă. O, domnilor, ai! Așa e, domnilor. N-ați face rău să treceți alături în odaie. Mâncați, beți și petreceți. Așa e dorința ei. Și eu doresc tot astfel. Beți, dar, amicii mei. Beți pentru fericirea de astăzi și în pahare înneacă se întreaga cernită în tristare. Duceți-vă, că despre Titica, domnii mei, va merge tot cu mine. Stai? Dă din picior cât vrei. Scrâșnește din dinți. Ochii dă-ți peste cap, căci mie nu mi-e nici pic de frică de aprinsa ta mânie. Și nu-mi schimb hotărârea, oricât te-ai supărat. Când zic așa să fie, ordon să fie așa. Așa. Și acum pornim, Titico. Nu-ți fie teamă, când sunt eu, nu poate să se atingă de noi nici chiar un leu. Hai! Hai! Oh, firar să fie de drum, mi-a dat prin piele. Mai bine îmi da la spate 100 de nuiele. Sunt rupt, să fiu Hercule și tot m-aș văita. Dar cai, dar noroiul, leu de m-ar vedea stăpânul meu pe scaun, în loc să-mi văd de treabă, m-ar lua la trei păzește. Să pregătesc de grabă. Hei, Curtis! Da, da, cine mă cheamă? Eu! Dar ce, te-ai întors? Da, fă focul pentru stăpânul tău. Dar unde e? Nu vine? Vin amândoi acum. Care amândoi? Nevasta și el. Ai, lasă gluma. S-a și însurat? Da. Da, iute, se mai însoară el. Ei, se însoară, nu se însoară, hai, fă focul. Stai nițel. Am înghețat. Mireasa nu e întregul minții pe cât se spune. Mie fric de înclență în dinții și tu te întinzi la vorbă. Ori pentru că mă vezi cu mâna degerată, ei, să nu te minunezi când ai simți că biciul începe să se lege pe spate. No. Și pe urmă cu mine tot mai merge. Dar să nu cazi în mâna stăpânetii că-i foc. Lipește niște palme. De te învârtești pe loc. Fă prin urmare focul mai repede. Îndată. Așa, așa, aprinde bine. Și soba e înghețată pe așa urâtă vreme. Furtuna asta e semn de iarnă lungă. Da. Mai pun un lemn? Da. Așa, e gata masa? Gata. Bun, ați scuturat prin casă? Da. Ai așternut covoane? Da. Perdeaua de mătase, a spus-o în capul scării? Da. Bine. La cheii sunt curați? Da. Cu nasturi noi la haine? Da. Gătiți? Da. Și mănușați? Da, n-ai nicio grijă, dragă. Sunt pregătite toate. Când le-o plăcea, să vie. Așa. Dar până atunci, se poate să-mi povestești și mie ce-ați mai făcut? Să-ți spui. Da. Eram călări. Așa. Trecusem de casa... nu știu cui. Pe un cal mergeau întreapăt stăpânul și Titica. Titica? Da, Titica e mireasa. Eu nu ziceam nimica. Și mă stropea noroiul de-ai fi crezut că not. Când să mă uit, căzuse în șanț, cu cal cu tot. Stăpânul? Și stăpânul și ea și biata gloabă. Cum? Doi pe un cal? Da, frate, am alergat de grabă și ce să vezi? Aș râde și acum de mutra lor de n-aș băga de zău. Mă, că șalele mă dor. Ah, dar ce stăm noi aici de vorbă? Da. Ei trebuie să fie pe aproape. Vezi, ia seama ca nu cumva să fie pe ascuns. Așa, stai, să chem pe Filip, pe Iosef, pe... În sfârșit, pe toți. Așa, și mă ținem și mie locul, că eu sunt ostenit. Hei, Filip! Da! Felix! Da! Iosef! Da! Natanael! Da, ce este? Ce vrei? Veniți, mai iute! Mai iute! Grumio! Da, ce
Ce veste, ce veste plăcută? Bună ziua, de unde vii așa plouat? Fugi că n-avem vreme de bună ziua ta. Am alergat înainte ca să vă dau de știre că vine. Așteptați-l, îl știți cum e din fire. Fiți cu respect, primiți-l cu cinste. Mai ales că astăzi nu este singur. Da, așa, m-ați înțeles? Da, da, da. Să nu fiu eu de vină, dar să facem vreo prostie, că știți că nu glumește. Auleu, a venit. Auleu. Auzi, obrăznicie. Să nu găsesc pe nimeni. Descalec și nu e niciunul lângă mine să-mi ție scala. Ce, vreți să-mi duc singur calul la grajd? Vi se cuvine 35 de bețe la fiecare. Cine nu se supune? Suntem aici, stăpâne. Niciunul nu o să scape. Veniți mai lângă mine. Da, da, stăpâne. Hai, mai mult, aici, aproape. Gura! Toți sunteți niște trântori. Știați că astăzi viu și în loc să stați la poartă găsesc pe aici pustiu. Nici masa nu e gata. Acum să o văd aici, ați auzit? Acum să nu pun mâna pe aici. Stăpâne, stăpâne. Așa, nici o vorbă. Stai, draga mea soție, stai. Stai jos. Vezi că, stăpâne... La bucătărie când poruncesc o dată. Fii veselă, Titico, o să mâncăm îndată. Acum, stăpâne, iată! Hai, dragă, să mâncăm. Ia să vedem. E bun. Ce e asta? Lemn? Cărbune? Friptură! Și îmi dai mie friptura asta? Orbul de bucătar nu știe că nu mănânc prea friptă. Sunt ladă de gunoi? Să-i faci socoteala și să se ducă. Iar voi, fiindcă țineți parte și îmi faceți viața amară otrăvitor de oameni, plecați, vă dau afară. Nu vreau dacă înainte nici liniștea să-mi stric, nici bucătar, nici slugă, nici masă, nici nimic. Iar nu fii atât de aspru, se întâmplă câteodată. Am zis să nu fiu aspru când fiecare cată cum să mă necăjească mai rău. Ai fi putut să nu trântești tot prânzul pe jos. Dar n-ai văzut ce arsă e friptura? Mă mir nerușinatul cum m-am drăznit când știe că sunt bolnav. Ficatul la oamenii ca mine, cu cât bei mai grozav și te nutrești cu carne, cu atât e mai bolnav. Sunt chiar oprit de doctor și nu vreau să priceapă. Decât așa mai bine, uite, bem un pahar cu apă, așa, și ne hrănim cu pâine. Așa, poftim. Te las puțin, castelul mă duc să-mi văd în pripă, odaia pregătită te așteaptă. Într-o clipă mă întorc, dar până atunci... lasă-mă să spun că ești a mea comoară și te iubesc nebun. Mult o să treacă până să-i piară supărarea. Îi bate, strigă, sparge, aruncă jos mâncarea, nimic nu-l mulțumește. Și de-o mai ține așa, eu am să mor de foame. Nici pâine să nu-mi dea. La noi acasă tata oricărui cerșetor îi dau un ban de milă când îi spunea că n-are. Și eu... Eu care am fost stăpână pe caracterul meu, nu m-am rugat de nimeni și am poruncit în toate să ascult eu tot ce-mi spune bărbatul. Nu se poate și cel puțin dar merge. La fiecare pas se înfurie. Nu știu ce mișloc mi-a rămas să-l fac să-și vină în fire. Dar ceea ce le întrece pe toate e păcatul ce are când îi trece de a spune că le face pe toate din amor. Ciudată îndrăgostire. Auzi, mă faci să mor de foame și de sete, să stau o zi întreagă neodihnită și asta e dragoste. Cum dragă? Ești tot aici? Păi spusese și pe drum că ai ostenit. Sau admirai în taină pe cerul poleit cu mrazele de aur din cornul lunii. Luna? Ce lună când e ziua? Nu vezi că e furtună? Furtună? Ia să mă uit. Cu toate silințele ce-mi dau, nu văd nicio furtună. Atunci ce căutau săgețile de fulger? Eu n-am văzut niciuna. Ia uite, uite, asta ce e? Nu-i fulger? Nu, e luna. E luna care trece văzduhul luminat. Și eu îți spun că e fulger. Apoi până când ai să te cerți într-una? Zici că e fulger? Bine, am să te țiu aici să stai la geam cu mine până ai vedea că e luna. Ți-am spus eu mai demult că eu, când zic... Ei bine! Gata, așa e, te ascult. Numește-o cum îți place.
lună, fulger, soare, ori lampă. Sub orice chip îți spare, te ascult. Așa, Titico. Știam de la început că tu glumești. Hai, vin să te sărut. Stăpâne, croitorul e afară. Zi să vii. Ți-am poruncit o rochie. S-o vezi, îți place ție. E voie. Intră. Dar dumneata ce vrei? Veni cu pălăria. Așa, arată-o ei. Poftiți. Ce frumos. Și ia fugi de acolo cu farfuria sa. Să-ți fie și rușine. Cum o să-mi las nevastă să pui în cap o roată, un taler, un capac, căci numai pălărie nu e. Mai bine o fac eu, care nu sunt meșter. Cu toate astea îmi place. Fugi, dragă, râde lumea de tine. Dacă îți faci o altă în loc... Nu, asta, îmi place forma ei. Ți-o fi plăcând, dar e vorba că nu vreau eu să o iei. Dar dacă așa se poartă și dacă îmi vine bine, de mine râde lumea. Ba râde și de mine, că zice că îți dau voie să te împopoțonesc. Și pentru ce te amesteci în toate? Să nu crezi că dacă ți mă sperii. Atunci să tac. Vrei poate să nu-mi dau nici părerea, să mă supun la toate? Ei, nu tac! Nu tac, n-aș și pace! Am dreptul să vorbesc! Hai să mă faci cu încetul să ajung să amuțesc! Nu vrei să asculți? Astupă-ți urechile! Dragă, scumpo, iubito, așa ai dreptate. Și pălăria întreagă e o caricatură. Ceva înspăimântător. Văd bine că nu-ți place și de-aia te ador. Eu știu atâta numai... Ăst soi de pălărie oricui vine bine, dar mai cu seamă mie, sunt foarte hotărâtă să o iau. Și să nu crezi că mi ies din hotărâre. Ce zici? Că vrei să vezi cum e făcută rochia? Aha, ia vino de o dată. Hai. Da. E frumoasă. Da, stai. Vai de mine, ce nabilă bălțată. De unde m-ai găsit-o? Uitați-vă la ea, ce cute, ce tigheluri, ce ciucuri de perdea. Și nasturi din față, nu vezi că stau să cadă? Puși, domnule, ca să nu-i rochie. E salată! Mi-a spus să o fac la modă. O fi, dar nu ți-am spus să o faci ca asta zdreanță. Oh. De jos și până sus nu sunt decât copci, găuri și petece cu sute. Nu vezi că e caragioasă? Iau de aici și du-te. Dar... Eu o găsesc prea bine și de-aia țiu să o iau. E prea frumoasă. Cum să vrei să fiu cu rochii de fată în casă? Foarte puțin îți pasă. Auzi? Ce? Vrei să fie cu rochii de fată în casă? Nu mie, dumneavoastră v-a spus. N-ați înțeles? Ia uite ce obraznic. Noroc că nu vedeți pe aici, căci al mintei cu astfel de îndrăzneală, a doua oară sigur ai fi mâncat rânteală. Hai, iute! Strângeți marfa. Și decât croitor, mai bine ia-ți o turmă și fă de păzitor. Hai. Eu am făcut-o tocmai după porunca dată. Iar te întinzi la vorbă? Ce gură blestemată! Te lauzi? Ce-ți spun, faci tot pe dos. Și apoi, la urma urmei, mai ești și mincinos? Hai, pleacă! Dar banii... N-au să ieși afară. Iosif, în hațăr și dă-l îmbrânci pe scai. Bine, da, stăpâne. De, ce să-ți fac, Titico? Vezi bine, eu ce stric. N-ai dreptul să fii trist. Lasă-mă. Femeia cu nimic și tot frumoasă pare. De ți-e cumva rușine... Mângâie-te cu gândul că și eu sunt ca tine. Fii vesel. Înainte de somn aș vrea nițel să facem o plimbare. Călări. Cum? Iar călări? Da, drag, o plimbare după masă. Ce porunciți, stăpâne? Vezi să înșeieze cai și când vor fi să iasă din grajd, vin de-mi spune. Am înțeles, stăpâne? Eu nu înțeleg deloc ce gust mai e și asta. Sunt supărată foc că îmi faci numai necazuri și ți-ar de plimbare. Prea ești din calea afară! O, titic! Titic! Cu multă îndemânare am început-o bine. Și dacă noi muri, am drept să trag nădejde că o voi domestici. Întocmai cum pe vulturi îl ții, mereu flămând, voi ține-o nemâncată vreo două zile în rând. Mi-a spus că e ostenită. Prin oricâte mijloace mi-or trece mie în minte, nu o voi lăsa în pace să doarmă toată noaptea și mâine iar așa. Orice fel o fi patul făcut, voi căuta un mijloc de gâlceavă. Să sară tot din casă, saltele, perne, toate. Am să le arunc sub masă. Cearceafurile rupte, perdelele pe dos, tot ce-i găsi nodaie, întorc cu sus în jos. Ea nu o să-și iasă lezne din toanele mâniei? Și dacă o începe iarăși... În toiul gălăgiei să se îndărătnicească spre a o mângâia, am să-i spun iar că toate sunt numai pentru ea. Într-un cuvânt, eu planul cred că o să-i zbutească. E ce-i drept ca maslu, dar are să-i slujească și o să vedeți femeia supusă încet, încet. Să începem
acum. Ah, să începem cu patul. Până vine am vreme ca să stric. Curtis! Curtis! Da, da! Ce pat e asta? Cine mi-a pus în învelitoarea deasupra? Și cearceaf, și perne, și saltele sunt toate rupte praf. Ne auzi? Ei, Curtis! Curtis! Acum, stăpâne, îndată, n-am auzit. Deci bun de spânzurează. Ce cate la mine zdrențele astea? Ce zdrențe? Nu le vezi? Covorul ăsta? Pernă? Cearceafe? Cum puteți să-mi pui în ziua anunții tot vechituri? Sunt bune, nu e niciuna ruptă. Taci. Nu le văd eu? Pune să arunce tot afară, să nu mai văd nimic. Da, stăpâne. M-ai înțeles? Da, stăpâne, da. M-ai înțeles? Da, stăpâne. Ce-i asta? De dragă, de tot eu stric. De-abia mă liniștisem și încep iar supărarea. Gândește-te. N-am dreptul să-i rup acum spinarea, că nu găsesc în casă nici pat să ne culcăm. Auzi? Sunt gata, Cai. Sunt gata, să plecăm. Nu, mi-e somn, sunt ostenită. Lasă, dragă Catarina, mai mult de două ceasuri nu întârziem. Hai, vino, și când ne vom întoarce, eu mi-aștern pe jos, iar tu te culci pe scaun. E el cam gloduros, dar domn destul de bine așa. Să mergem, dar dăm pălăria, Curtis. Și cizmele de afară. Dăm numai pălăria. Stăpâne, cum te duci? Iar slugă, iar te amesteci. Păi... Așa vreau, în papuci. Trăiască-ne copii! E bine să ne fie! Ce nuntă fericită! Și fără gălăgie! Mai adu vin Biondello! Am înțeles, stăpâne! Așa înțeleg și eu! Dar unde o fi Bianca? Că bine zici! O, așa e! S-a dus cu Catarina alături în odaie. Hortensio, îmi pare că și nevasta ta e acolo. Nu știu bine. Bate cineva! Ați auzit? Nu, unde, unde? La scară! Hei, cine bate? Nu mai tot da degeaba, că am auzit! Măi, frate, îi spun și nu înțelege! Ei, nu mai ciocăni! Ce vrei? Pe cine cauți? Lucențiu, e aici? E aici, da? Nu e voie să intri! Nu-i voie! Viu să-i aduc parale! Mi-a scris care nevoie! Păstrează-ți bani în pungă! Atât cât voi trăi, îi voi purta de grijă. Deci nu te osteni și bună seara! Lumea, așa e întotdeauna, cu gândul că te ajută, te supără într-un. Ei, ei, domnule! Ce e? Spune-i că tatăsul e aici, în Padova, și ce e să-l vadă? Cum, ce zici? E fiul dumitare? Da, da, fiul meu! Ascultă! Sau ai greșit adresa, sau cauți vorbă multă. Băiatul are numai un tată și acel tată sunt eu. Te înșeli! Ne fii sigur că nu. Ce? Ești nebun? Vezi să nu fac pe urmă și eu pe supăratul. Amenin, sai! Încă veni să-mi văd băiatul și vreau să-mi apăr dreptul de tată. Apoi stă-i un păr de rucine să-ți dau eu năpădre. Par ușa și tot dintr-o. Am să te învăț eu minte. Ce-i de făcut, stăpâne? Dă fuga, Biondello, și nu-l lăsa la untru. Ușa a căzut, aș intra. Dă fuga, sunt pierdut, sunt pierdut. Biondello, vino încoace să-ți dau o păruială cum ți se cade. Slugă ce pe stăpânășeală. Mă mai cunoști? Ia spune. Eu, domnule, acum vă văd întâia oară. Și cine am onoarea? Cum? Nu mă cunoști? Nu! Îmi pare că ești ceva să ascunde. N-am fost eu totdeauna stăpânul tău. Răspunde. Stăpânul e la fereastră. Te-ai învoit cu ei? Ei, na. Iertare, iertare, sări. Auzi, mișei să-și bată joc de oameni. Vă arăt eu. Mă rog, cine ești dumneata de intri în casele străine? Cu ce drept bați-o sluga mea și pentru ce? De ce? Traniu, îl cunosc, el e.
Și s-a îmbrăcat în haine cu dungi de fir pe ele, cu panglici de tot felul, cu guler de dantele. Dar bine vă mai merge. În vreme ce eu strâng să agonisesc avere pentru un copil nătâng, el umblă în unire cu o slugă mincinoasă ca să mă sărăcească. Ce-i drept, foarte frumoasă purtare! Aiurează ca orice om sărit! Ah, într-adevăr, și mie îmi pare că am smintit. Nu crezi că ar fi mai bine să ieși să-ți vezi de cale? Ce? Ci dacă port dantele-i treaba dumitale? Sunt fiu de sânge nobil! Și cum? Tatăl meu nu vrea să poarte haine rupte un fiu de rasa mea. Zici, tatăl tău, că e nobil? De unde? După cine? E negustor de pânză și atâta tot. Bun, prea bine, prea bine, să zicem că ai dreptate. Cum? Dar n-ar fi mai frumos să o iei cu binișorul? De ce ești furios? Și mai întâi de toate, de unde știi tu cum mă cheamă? Cum s-ar putea să nu știu cu cine am de-a face când ești la mine în curte de 15 ani? Și cum îmi zice mie? Calic? Zgârcit? Ori bani? Cum? Ha! Traniu zice. Crezi că nu m-am de seamă ce vreți? Ți-am spus odată că e fiul meu și îl cheamă Lucențiu. Atunci l-a omorât. Mi l-a ucis tâlharul. Am să te strâng de gât. Ce mi-ai făcut, băiatul? Ce l-ai făcut? Răspunde! L-ai omorât când? Spune! În care parte? Unde? Spune! Săriți, depuneți mâna, săriți că nu mai pot! Și duceți-l dincolo ca nebunii de tot! Ce e asta? Îți cer iertare, tată! Fiul meu e în viață! Iar nuntă încurcată. Eu sunt adevăratul Lucențiu. Și el? E servitor. Ne-am învoit astfel căci vream până la Bianca să ajung cu ușurință. Ciudat. Îl vrea amorul, orice e cu putință. Știam că lângă dânsa, adus ca profesor și zilnic împreună, va fi mult mai ușor să-i povestesc iubirea. Cu multă dibăcie am izbutit ca lumea să ia fără să știe pe Tranio drept mine. Și astfel astăzi am femeia mult dorită pe care o așteptam și care mi-e soție. Bravo. Să înșel un biet, părinte. Nu unul, doi deodată. Dar cred că mai cu minte decât pentru nimicuri iar să ne supărăm. Copiii fiecare să-i binecuvântăm. Când vezi în două inime atâta îndrăgostire, iertarea părintească e drum spre fericire. Așa. Și să fim veseli. Închin paharul întâi în cinstea lor. Bianca, nu rămâi? Nu, tată, dar ne întoarcem. Mă duc să arăt lădița cu darurile mele de nuntă. Da. Porumbița. Doi trandafiri de fete. Dau în norocul lor. Dar tu ce faci acolo, Petruchio? Vezi bine, dresează pe Medor. Un câine? Dar ce? Altă treabă n-are. E cel mai fără frică îmblânzitor. Dar care văzând că nu parvine din lup să facă miel, își mângâie necazul dresând un biet cățel. Nu suntem noi de vină. Când mi-a cerut o mie, el n-avea ochi să vadă că face. O prostie? N-am zis prostie. Păi n-ai zis, dar ai gândit. Ca să vă dau o dovadă că eu am izbutit în plin, propun un mijloc. Să-și cheme fiecare soția. Și acelui ce, printr-o ascultare neîntârziată, voia îi se va îndeplini, și a cărei soție supusă va veni, acela să câștige prinsoarea. Foarte bine. Primesc 30 de galbe. 30? E și rușine. Nu fac așa prinsoare nici chiar pe calul meu. Auzi? 30 de galbe în femeia mea. Când eu mi-aș pune în joc averea. Da, domnilor, mi-aș spune-o. Atât mă simt de sigur. Ia, lasă, dragă. Spune-o la alții, nu nouă. Ori poate fi glumind. Mă prindeți pe 300. Mă prind. Și eu mă prind. Petruchio, fugi ca ai să pierzi. Ce-ți pasă? Întâi mi-e rândul mie. Petruchio, n-ai minte, faci o copilărie. Îmi trebuiau 300 de galbeni și am găsit prilej să iau degeaba. Tot cum îl știu. Smintit. Hei, începem? Da. Biondello. Aici sunt stăpâni. Treci dincolo și spune stăpâne-ti să vie.
Revin. Paralele sunt bune în orice împrejurare, dar mai ales acum. Ce o să mai râdem? Ce e bion de lom? Nu vrea să vie. Cum? I-am spus că ești aici și că ai trimis o cheme. Așa. Și mi-a răspuns: n-am vreme. Vezi că n-are vreme? Vai, ce nenorocire. Ce soartă, ce blestem. A mea, orice ea spune, mă ascultă. Să vedem. Biondelo, aici sunt. Du-te înapoi și spune nevestemii să vie, căci o doresc. Hai, du-te. Am înțeles. Dulce melodie, căci o doresc și în suflet cuprins sunt de fiori. Să știi că vine îndată de frică să nu mori. Mai teamă mi-este mie să nu pață vreo rușine cum au pățit-o și alții. De pildă don Lucențiu. Ce a zis Biondelo? Vine? Nu. Nu poate acum să vină. Și a zis că dacă ești pornit pe glume proaste, să înveți cum să glumești. V-ați prepădit. Nu merge. Întâia n-are vreme și a doua semânie, fiindcă a zis o cheme. Ce nenoroc, sărman. Nici eu n-aș fi crezut să pierdeți bani, iluzii și tot într-un minut. Nu bate așa din palme că-ți vine acum rând. Și mult aș da să fie așa pe cum e gândul. Numai atât că banii n-ar fi ai nimănui. Hei, Grumio! Da, stăpâne! Ia, ascultă. Poruncă. Stăpâne, ți să-i spui că, fără vorbă multă, îi poruncesc să vie numai decât la mine. Da, stăpâne! Poruncește. Hortensiu, ție ce-ți vine a crede? Nu știu, dar tare m-aș mira să o văd. Eu, din potrivă, grozav m-aș bucura. Atunci ai să te bucuri. Căci iată, îl vine. Ia e! Vezi, frate, Catarina. Ei, domnilor, așa e că n-am făcut degeaba prin soare. M-ai chemat, stăpâne? Da, draga mea. Ce face Bianca? Le-am lăsat alături pe amândouă. Du-te înapoi îndată. Cum poruncești? Spune-le să vie, iar dacă ele cate să ți se împotrivească, în hasele de gât și să le aduci în coace acum. Așa voi face. Numai decât! Văzuși minunăție. Pe cine să nu-l mire? Nu-mi vine să-mi cred ochii. Ciudată îmblânzire și aș vrea să-i văd sfârșitul. Sfârșitul îi va fi o viață liniștită, plăcerea de a trăi și fericirea casei. Ai câștigat prin soarea, iar eu câștig credința că tot însurătoarea e leacul vrășmășii dintr-o femeie rea, când îi steți bărbatul și știi cum să o ia. Mi-ai îmblânzit copila, în schimb cu bucurie nu-ți dau numai 300 de galbeni, ci 1000. Fiindcă te văd darnic, vreau să mă folosesc de marea zdărnicie și să vă dovedesc. Îi mai adaugi zestrea? Ce blândă e cu mine de la un rând de vreme. Uitați-vă cum vine, ca un viteaz războinic ce întors din bătălii tărește în urmă-i prada atâtor vitejii. De ce ți-ai pus cercei, titico? Nu ți-am mai spus odată că nu vreau să-i porți? Scoate-i! Nu scoate-i, lasă-i deocamdată. Că să spuiești prea bun de faci pe voia lui. Eu n-aș putea să sufăr porunca nimănui. Le place să glumească. Cer chiar ce nu se poate. Și vor pentru nimicuri să li se închine toată. Așa crezi? Dar 300 de galbeni sunt nimic? Ce vrei să zici? 300 de galbeni? Vreau să zic că eu când te chemasem eram în toată mintea că știi doar datoria. Și negândind înaintea chemării că vei face aceea ce ai făcut, m-am prins pe cei 300 de galbeni și am pierdut. Eu nu stric. Cine te pune să ai atât de mare încredere? Nevasta e punct de întrebare. Și pentru că voi două da semne de îndărătnicie, ia spune-le, titico, cum trebuie să fie femeia care își vede numai de datorie? Da, nu avem acum vreme. Noi lecții nu primim. Cu toate astea, eu cred că ar fi mai bine să le primiți. Da, dragele mele, femeia se cuvine să asculte. Așa.
și bărbatul să fie pentru ea un soare. Bun. Un luceafăr. Căci pentru ea înfruntă nevoile din viață. Ați auzit? Cu grija ei pornește când izi de dimineață se duce să muncească. La ea e tristui gând când spre nenorocire alunecă plângând. Și în vreme ce încălzite la sânul veseliei trăim în mulțumirea de ne iubi copiii. Așa. Bărbatul, cine știe pe ce cărare grea culege fericirea să vină să ne-o dea. Aha. Și nouă, ce ne cere în schimb? O sărutare, o vorbă de iubire, o blândă ascultare. E singura-i dorință. Mai mult, e dreptul lui pe care nu-l învinge voința nimănui. Și eu am fost odată orbită de mândrie. Și eu gândeam într-altfel și eu credeam să-mi fie supus întreg pământul. Dar văd că e în zadar. Puterea-i slăbiciune și toate au hotar. Când el îți zice vino, în loc să-l dușmănești, întreabă-l blând. Stăpâne, te ascult. Ce-mi poruncești? Așa, drăguță. Ia vino să te sărut. Așa. Iubirea e acum cu noi. Și în umbrei ne așteaptă fericirea. Ați ascultat Scorpia îmblânzită de William Shakespeare. Traducere în versuri de Haralam Leca. Distribuția a fost următoarea: Catarina, Dana Dogaru. Petruchio, Ion Caramitru. Vittorio, George Constantin. Gremio, Dan Condurache. Hortensio, Mihai Din Vale. Lucenzio, Răzvan Ionescu. Vicenzio, Alfred Demetriu. Tranio, Răzvan Vasilescu. Bianca, Ana Ciontea. Emilia, Virginia Rogin. Grunio, Petre Lupu. Biondelo, Cornel Vulpe. Curtis, Radu Panamarenco. Filip, Candid Stoica. Iosif, Sergiu Demetriad. Giordano, Gheorghe Pufulete. Croitorul, Teodor Daneti. Pălărierul, Cicerone Ionescu. Invitații, George Oprina, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nina Dinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.